gata, da? Da, stimați reprezentanți mass media, vă mulțumim că ați dat curs invitația noastră și mulțumim celor care ne ascultă. Astăzi am aprobat mai multe proiecte extrem de importante în Parlament și această conferință ne va referi la un subiect și anume la faptul că am aprobat în lectura a doua un proiect prin care am extins facilitățile fiscale și vamale pentru rezidenții zonelor economice libere pentru încă 10 ani, adică până în 2034, și la fel, o altă noutate la fel de bună este că pentru noile investiții în Moldova mai mari de 500.000 de euro se vor oferi facilități fiscale similare, vom putea rambursa până la 50% din investiția dată și asta indiferent de locul în care se efectuează aceste investiții, nu doar în aceste zeluri. Acest proiect de lege este și rezultatul eforturilor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizare și noi apreciem munca și acest rezultat de a aproba această lege care este în deplină conformitate cu standardele și cu legislația Uniunii Europene. Să-l rog pe domnul ministru al aibă să ofere mai multe detalii aici. Mersi. Da, vă mulțumesc mult, domnule președinte, stimați reprezentanți mass media, dragi cetățeni, desigur, dragi antreprenori, investitori. Permiteți-mi astăzi să vă relatez o realizare într-adevăr importantă pe care am obținut-o pentru industria noastră, pentru investitorii noștri actuali, dar și pentru cei ce urmează să efectueze investiții în țara noastră în perioada următoare. O inițiativă care este și o mare realizare în parcursul nostru european, în cel mai direct sens al cuvântului. Vom vorbi despre zonele economice libere, care s-au demonstrat a fi platforme cu atractivitate investițională considerabilă, ce ar fi trebuit să se confrunte în aceste zile cu un abrupt proces de perturbare a activității investitorilor, pentru că vă amintiți foarte bine, 2 ani în urmă, 1 an jumate în urmă, puțin mai înainte, mai înainte de această perioadă, se vehiculau cu adevărat declarații că zelurile ar urma a fi închise și aceste opinii care ar trebui să fie închise de fapt în septembrie 2024, adică într-o lună, și aceste opinii chiar nu erau rupte de realitate. Ori, dacă ar fi fost să ne uităm strict legalistic la acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană semnat în 2014, astăzi cu toții, dacă îmi permiteți expresia, am fi cântat prohodul companiilor active în zonele economice libere, însă astăzi putem anunța în sfârșit că nu se închid zelurile. O să îndemn să evităm orice declarații și speculații la acest subiect. În această perioadă de aproape 2 ani de zile a fost depusă sincer o muncă enormă, în liniște, dar o muncă nevăzută pentru a reuși această realizare pe care o anunțăm astăzi. Multiple runde de negocieri, sute de documente, sute de ore, sute și sute de ore petrecute în pregătiri, în calcule, în elaborare de documente, elaborare de argumente de către colegii mei din minister și din alte instituții, cum ar fi Ministerul Finanțelor, care a fost implicat în proces, Serviciul Fiscal de Stat și alți colegi. Și această reușită se datorează unui sprijin, desigur că extraordinar, și unei flexibilități extraordinare pe care am văzut-o din partea colegilor și partenerilor noștri din Uniunea Europeană. Am ajuns la o soluție care părea chiar neverosimilă 2 ani în urmă. Drept rezultat, reușim să ținem companiile active, cu locuri de muncă, cu angajați care au familii ce depind de veniturile acestora, să continuăm să atragem investiții și, desigur, să avansăm pe parcursul nostru european, intact și neafectat de posibile interpretări ale unor prevederi legislative care ar fi dus la închiderea unor companii ce contribuie la economia noastră și mențin în piața muncii mii de oameni de-ai noștri, oferindu-le un salariu aici, acasă. În acordul de asociere, semnat 10 ani în urmă,
detaliile ascundeau o perspectivă destul de sumbră pentru companiile active în ZEL, în sensul în care noi, conform prevederilor stricto senso din document, aveam obligația să le închidem pentru ca legislația care le guvernează ar fi trebuit aliniată până la 1 septembrie 2024, adică, repet, într-o lună, cu normele Uniunii Europene în materie de ajutor de stat, iar legislația, ca să fie aliniată, ar fi presupus, încă o dată, descontinuarea, ca să-i spunem așa, a zonelor economice libere. Cu toate acestea, timp de aproape 2 ani, Guvernul Republicii Moldova a căutat soluții de menținere a investitorilor din ZEL, pe de o parte, și de continuare a drumului nostru european, fără perturbări, pe de altă parte. Și ambele obiective, desigur, că sunt de o importanță indiscutabilă și trebuia să le combinăm pe ambele și să le atingem pe ambele. Desigur, urmează unele ajustări, cum ar fi această legislație votată astăzi de Parlament, și mulțumesc colegilor din Parlament pentru susținere, și ulterior, la nivel de guvern, o să avem unele hotărâri de guvern care operaționalizează aceste mecanisme de ajutor de stat, dar ca să ne concentrăm pe ceea ce am reușit pentru investitorii din zonele economice libere. În primul rând, am reușit să menținem, cum am spus, companiile active, să le menținem în condiții predictibile pentru o perioadă de tranziție chiar generoasă de alți 10 ani de zile, până în 2034. Asta va menține locuri de muncă și activitate economică. Să convingem Comisia Europeană că asta era singura soluție pentru noi, pentru industriile active în zonele economice libere, pentru mii de familii din țara noastră și pentru economie. Și încă o dată un mare mulțumesc colegilor și partenerilor noștri de discuție în acest proces destul de complex. Să ne asigurăm că pe viitor fiecare leu dat ca ajutor de stat va aduce o mai mare productivitate, o mai mare creștere, mai mult venit bugetului, mai mulți bani angajaților, o mai multă transparență în procesul de cheltuire a banului public colectat din munca antreprenorilor și cetățenilor noștri. Și desigur că am reușit să avansăm în lansarea primelor mecanisme de ajutor de stat din Republica Moldova în conformitate cu normele Uniunii Europene, astfel încât să menținem investitorii prezenți în țară și să aducem noi investiții. Pentru că ne dorim nu doar să menținem situația actuală și să o prevenim din a se deteriora, dar să și maximizăm activitatea investițională a Republicii Moldova. În plus, am reușit să convingem Uniunea Europeană că suntem suntem parteneri care își respectă angajamentele anterioare pe care ne le asumăm, că împărtășim principiile și valorile europene și am ajuns la un numitor comun în ceea ce privește implementarea unei scheme de ajutor de stat moderne pentru atragere de noi investiții productive, generatoare de locuri de muncă, pentru că asta este ceea de ce are nevoie Republica Moldova cel mai mult. Și acest aspect este foarte interesant și pentru companiile active acum în zonele economice libere. Ele pot activa în continuare timp de 10 ani în configurația actuală, cu menținerea beneficiilor fiscale și vamale actuale, desigur dacă intensitățile ajutoarelor de stat nu depășesc pragurile stabilite și din modelările noastre ele nu vor depăși. Desigur că însă aceste companii, dar și investitorii noi, pot opta și pentru mecanismul nou de ajutor de stat pentru a face alte investiții noi, pentru a genera și mai multe locuri de muncă, și mai multă producție, și mai multă valoare adăugată, și respectiv creștere economică, beneficiind de aceste mecanisme de ajutor de stat pe care le lansăm pentru investiții de peste 500 de mii de euro, subvenții sau beneficii fiscale în valoare de până la 50% din valoarea investițiilor. În ambele situații, noi vom monitoriza cu atenție și vom fi la rândul nostru monitorizați pe ceea ce a fost făcut în zonele economice libere, dar mai important, pe ceea ce va fi în zonele economice libere, dar și pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ori, noul mecanism de ajutor de stat, cum a spus și domnul Radu Marian, va fi disponibil nu doar în zeluri, pentru că asta este un salt. Un alt element important, pozitiv, cei care vor beneficia de sprijin de la stat nu vor trebui să activeze îngrădiți doar pe teritoriul zonelor economice libere, ci vor putea activa liber pe întreg teritoriul țării, beneficiind de aceleași avantaje și de aceleași subvenții și
reduceri fiscale. Acolo unde aleg ei, acolo unde are sens economic și comercial. Fie în zona economică liberă, fie în afara acesteia. Ce urmează după votul de azi, foarte succint, un mecanism, în primul rând, un mecanism de ajutor de stat de tranziție pentru zonele economice libere, pentru rezidenții actuali, investitorii actuali ai zonelor economice libere, o abordare echilibrată care țintește o perioadă de predictibilitate pentru investitorii actuali. O să menținem condițiile actuale de taxare pentru acei investitori care sunt prezenți actualmente în zonele economice libere, asta pentru a le susține competitivitatea și pentru a le oferi predictibilitate. Dar cum am spus, noi nu vrem doar să menținem, vrem să creștem, o să atragem și mai multe investiții care să ofere și mai multe locuri de muncă la salarii mai mari. Pentru asta, punctul 2, o să lansăm primul mecanism de ajutor de stat euroconform din Republica Moldova. În orice țară a Uniunii Europene există instrumente de ajutor de stat targetat pe industrii și obiective concrete în care statul poate susține antreprenorii și investițiile acestora cu până la 50% din valoarea investiției. Asta de obicei e făcut fie prin subvenții directe, fie prin reduceri viitoare la impozite și taxe, fie printr-un model mix dintre aceste două. În schimb, investițiile creează locuri de muncă, generează exporturi și creștere. Asta vom lansa și noi chiar în această toamnă. Sunt convins că asta va crește atractivitatea noastră investițională și ne va ajuta să ridicăm industria de la pământ și avem nevoie anume de aceasta. Și asta se înscrie perfect în viziunea programului nostru de industrializare, recent aprobat de guvern și este de fapt un pilon important a acestui document. O să susținem industria, să creștem salariul mediu din industrie, care acum este cu 15% sub nivelul salariului mediu pe economie, deci noi vorbim de oameni care lucrează cu venituri mult mai mici decât media pe țară. Pentru asta trebuie să atragem investiții productive, să creștem productivitatea, să creștem nivelul de sofisticare a produselor noastre industriale și anume utilizarea asemenea instrumente, cum ar fi ajutorul de stat, foarte punctat, foarte targetat, o să fie crucială în atingerea acestui obiectiv, ca să scoatem acești oameni dintr-un nivel de trai foarte modest să o recunoaștem. Desigur că la subiectul zelurilor mai avem unele aspecte importante de discutat, ce țin de circumvenție, de regimul vamal, însă mesajul meu este același. Toate problemele au o soluție și toate provocările pot fi depășite prin discuții, prin argumente, prin raționamente. Azi ne concentrăm pe această reușită, după care continuăm să muncim. Am rezolvat cu ajutorul de stat, am asigurat o predictibilitate pe 10 ani înainte și o să le scoatem la capăt și pe celelalte. Prin asta fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult. Dacă sunt întrebări, domnul președinte. Da, colegi, dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, noi să mai revenim cu un briefing, cu totalizarea altor inițiative importante pe care le-am aprobat astăzi, inclusiv programul Prima Casă Plus și totalurile acestei sesiuni. Mersi mult și o zi frumoasă!